ce prag să mă treacă? Pragul e când intru la el, nu când ies de la mine din casă. Da, lasă-mă că tot prag se cheamă și asta. Măi, Danilo, mă, ce-i așa de sar ca murga în hama? Că nu e prințul fermecat. Tu nu vezi că n-a fost în stare nici să se bărbierească? De ce nu te-ai bărbierit, mă? A? Și ce vis o iei așa de nevastă mai eu? Doamne, Vasile, mă, tu ești mai eu? Să nu-mi zici că ești cinci lapi. Dar cum ai vrea să vin, mă? În cizme de cauciuc? Haide, mă, mai stau mult după tine, vii odată. Hai că ți-am făcut loc în spate. Dați-mă curul ăla jos din mașină, mă, și lasă-o și pe fata asta să plece ca o doamnă de acasă. Că tu nu vezi ce frumos s-a îmbrăcat? Tu n-ai câștigat ăla la un plic, da? Dalido, unde ți-e vantaiul? Ce, l-ai uitat în casă? Păi m-am îmbrăcat și eu frumos, că nu m-am murit în fiecare zi. A. Băi, Aspirino, ce tu te bagi în seamă, mă? Ești măsa? Dalido, mă mai rog mult de tine? Hai odată, hai, că nu mai ești fată mare. Știu unde o să mergi și ce o să pățești. Și ce te-ai îmbrăcat așa, mă? Crezi că mergem la bal? La revedere, a trecut vremea. Mergem în bucătărie la mine să-mi faci o omletă cu de toate, că n-am luat micul dejun. Vezi? Nu sunt pretențios. Nu te pun să faci ciorbă, că e mai greu. Mă duc să iau eu. Stai, mă, cu minte aici, mă. Păi ce, suntem proști? Prima impresie contează, mă. Păi ce facem aici? A uitat care e bărbatul și care e femeia? Bărbatul zice, femeie, vină încoace și femeia vine. Că așa zice bărbatul. Natalido! Tu te și fă omletă acum, că asta vrei să faci de acum încolo. Mă, Vasile, dar are și Aspirina dreptate. De ce te grăbești așa? Chiar nu poți să te dai jos din mașină și să mă scoți frumos la braț din curte? Sunt și eu femeie, am și eu pretenții. Mici, dar am. Opa! Nici nu te-a luat bine de nevastă și gata, deja ai pretenții. Băi, tu de ce crezi că mi-au nevastă, mă? Ca tot ce zic eu, da, ea să zică nu? Vezi că am mai avut neveste de-astea, mă? Și nu mai întreb, ai înțeles? Bă, fii odată sau nu? Nu crezi să faci ca multe figuri? Ia, ți-am zis că ești lap? Păi ia mai taci din gură, mă. Ce tot te bași ca musca în lapte? Ce vrei, mă, de la mine? Ia nu te mai lua, mă, de mine! Că eu nu vreau să mă mări cu tine, da? Eu nu vreau nimic de la tine. Ce să zic? Ai și multe tu de oferit. Bă, Vasile, tu nici dacă erai la jumătate de preț, mă, nu te lua nimeni, mă. Ia uite, mă, ce m-am enervat, că m-ai enervat azi, când n-aveam eu chef să mă enervez. Băi, jumătate de om cu burtă mare și călare pe un iepure șchiop. Băi, Vasile, fii atent la mine, mă. Tu nici dacă erai gratis, mă, nu te lua nimeni. Ai rămas ultimul para, Vasile. Da, ești în cutia aia cu produse la 5 lei bucata. Și îți mai dă și o aia, Eugenie, gratis. Și nici în cutia, mă, nu mai e nimeni, că ai rămas singur. Lasă-l, mă, Aspirin. Ce să las, mă? Te-ai umplut de praf, Vasile. Ferește-te de ploaie că te faci noroi și te luăm pe cizme, să știi tu. Scuză-mă că m-am enervat de lor. Iartă-mă, dar am avut dreptate, să știi. Asta este și prost, și urât, și cu gura mare. Zici că a scuturat Dumnezeu mătura pe el după ce a măturat în fundul curții. Ia mai taci, mă, din gură. Lasă-mă să mă cer și eu cu el, că le zici pe toate și îmi strici toată plăcerea. Da, chiar. Băi, Daldo, tu m-ai chemat aici ca să-mi ții tarantele, mă? Sau m-ai pus pe drumul degeaba? Vii odată sau nu mașină? Mă... Mă, cum vii tu să mă iei de nevastă în mai eu? Care dreptate și nebuna asta? Ce, mă? Păi eu mă îmbrac frumos și tu vii în șlap, dar ție nu ți-e rușine? Așa, mă, așa. Păi și ce-s cu pretențiile astea? Că nu mă dau jos din mașină? Că vin o să-mi faci o omletă? Bă, tataie! Dar tu te uiți în oglindă, tu nu mai ești omul care să vină cu pretenții, broscoiule! Arde-l, arde-l! Ia uite, mă, ce m-a băgat el pe mine în finală și mă bucurasem ca proasta că m-a ales pe mine. Ce, mă? A, păi tu nu știi, Aspirino. M-a sunat aseară și mi-a spus că nu este sigur 100% la mine, că mai are niște variante. Și nu mi le-a spus deodată, de la început, care sunt. Dar până la urmă tot mi le-a spus. Dar eu să stau cu bagajul pregătit, că nu se știe. Că el sigur simte că o să câștig eu. Dar are nevoie de o noapte ca să se decidă. Că e foarte grea... Decizia asta, da? Și va da note ca la Eurovision. Mă, da, proastă ești. Dar proastă rău. Ia să te aleg eu pe tine, Vasile, să văd tu la mine în finală intri. Mă, tu nu treci nici de preselecții, nici cu șpagă. Tu nu intri în concurs, mă. Dar de ce, mă, să nu intru? Că n-ai voce. Ia uite-mă că și-a pus și rochie ca să se mărite. Băi, Gianina, mai tăci din gură că nu e caz. Ce vrei, mă, și tu, a? Păi cu ce mai bună proasta asta de Dalida ca să o aleagă pe ea și nu pe mine, a? Ce ai zis, mă?
Te iau eu de nevastă, Gianina. Eu cu tine nu m-am mai mărit. Dar cu cine vrei să te măriți tu, mă, cu bociorogul ăsta? Oricum eu sunt mai frumos ca el. Nici cu ăsta nu m-am mărit. Bă, ai grijă cum vorbești. Băi, Dorele. Da, dar ce are asta, mă? Păi cu ea eram în final, așa a spus Vasile. Ah. Și cu tine. Ce? Păi dacă am fost în finală și n-am câștigat concursul, s-a schimbat treaba. Păi eu depun contestație. Ce să zic? Mă, Vasile, mă, de ce n-am luat eu, mă, concursul, a? La cine am trecut eu? La ajuns de vreme acasă sau la frumusețe? Pentru primar, eu propun să mergem. Scuzați? Ai chiar luat-o din prima. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.